Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutie Neagră Plus. La 14 iunie s-au împlinit 3 ani de când fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a plecat din Republica Moldova. A fugit imediat ce formațiunea sa a cedat guvernarea coaliției formate din Blocul Acum și Partidul Socialiștilor. De atunci, procurorii au înaintat învinuiri lui Plahotniuc în mai multe cauze penale, dar fostul politician așa și nu a ajuns să fie căutat de Interpol pentru arest și extrădare. Unde s-a blocat procesul, vă spunem astăzi la Cutia Neagră Plus. De 8 luni de zile, magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nu au ajuns să examineze demersul depus de procuror pentru aplicarea arestului preventiv pe numele lui Vladimir Plahotniuc în dosarul numit generic Metal Feroz. Examinarea se tergiversează din noiembrie 2021 din cauza avocatului lui Plahotniuc, care înaintează tot felul de cereri, iar acestea sunt transmise, după competență, Curții Supreme de Justiție. Am identificat pe site-ul CSJ 10 de încheieri care se referă la cererile avocatului Lucian Rogac de strămutare a dosarelor. 9 dintre acestea vizează anume demersul procurorilor pentru arestul preventiv al lui Plahotniuc în dosarul Metal Feroz. Toate cererile apărătorului au fost respinse de CSJ, ultima încheiere fiind emisă de instanța supremă pe 1 iunie curent. Procurorii au cerut chiar și amendarea avocatului pentru tărăgânare intenționată a procesului, dar, deocamdată, lucrurile nu s-au mișcat din loc. Dosarul se află în gestiunea magistratului Serghei Papuha, de la judecătoria Ciocana, iar anterior s-a aflat în examinare la judecătorul Veceslav Martinenko, căruia i-a expirat primul mandat eliberat pe un termen de 5 ani și acum se află pe lista de așteptare pentru a fi numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Apărătorul se folosește de anumite așa lacune, nu știu, procedee, cod de procedură penală. În primul rând, sunt înaintate sistematic cereri de recuzare a judecătorilor, iar ulterior cereri de strămutare a cauzei la Curtea Supremă. Dosarul automat se transferă de la judecătorie la Curtea Supremă pentru că se examineze această cerere și ulterior se restituie înapoi pentru examinare. Se fixează o altă ședință. Când ajungem la cea ședință, iarăși din nou se duce careva motive, se mai înaintează iarăși acele de strămutare și așa deja de 6-7 luni. Însăși, examinarea propriu-zisă nu a început. Noi considerăm că o metodă de tergiversare a examinării, cum am spus, considerăm aceste cereri formale. Cât poate dura asta? Ce se întâmplă? Nu puteți întreprinde nimic? Asta este în principiu să aplice amendă. Noi și-am înaintat în cazul procesului și în Donetsk. Dar deja nu s-a întâmplat. Ați cerut amendarea avocatului, da? Da, într-una din ședințe am cerut, fiindcă am făcut un calcul cât și sfere de recuzare și cât sfere de strămutare s-au depus. Cam este evident că se reversează. Contactat pentru a comenta acuzațiile care îi se aduc de către procurori, avocatul lui Vladimir Plahotniuc ne-a promis un comentariu, dar ulterior nu ne-a mai răspuns la telefon. Te-am înregistrat atunci la telefon, acum pot să conectez, ne oferiți comentariu. Dacă revenit în vreo 15 minute. În cererile de strămutare a dosarului privind arestul lui Vladimir Plahotniuc, avocatul a indicat diferite motive, printre care faptul că magistrații de la judecătoria Ciocana nu ar fi imparțiali sau l-au supus unor acțiuni de intimidare. Vladimir Plahotniuc a fost pus sub învinuire în dosarul Metal Feroz în noiembrie 2021, pe 3 capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cauza penală a fost inițiată în 2019, iar în cadrul anchetei oamenii legii au stabilit că statul ar fi fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei. Vladimir Plahotniuc a fost beneficiarul mai multor companii offshore, care au obținut zeci de milioane de dolari de la întreprinderea de stat Metal Feroz, după ce au intermediat exportul metalelor feroase, susțin procurorii. În
mai 2020, pe numele lui Plahotniuc, fusese emis un mandat de arest în contumacie într-un alt dosar, frauda bancară. Și de această dată, fostul lider PD a fost învinuit pe 3 capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani săvârșite în proporții deosebit de mari. În mai 2020, procurorul general Alexandru Stoianoglu declara că există suficiente probe care ar demonstra implicarea lui Plahotniuc în furtul miliardului. Dar de atunci dosarul nu a ajuns pe masa judecătorilor. Unul dintre principali beneficiari al furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. Dispunem de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținut prin sub formă de credit de la BEM, prin intermediul grupului Ușor, acoperit în consecință din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei. În total, peste 100 de milioane de dolari americani. Suma a fost direcționată spre procurarea pachetului de acțiuni al unei bănci, clădiri companiei de asigurare ASITO, Casa Modi, Hotel Național. De asemenea, banii primiți din creditele de la BEM erau utilizați pe Plahotniuc în scopuri personal sau de către companiile afiliate acestuia pentru procurarea unui avion, achitarea cursului charter personale, deșale persoanelor din anturajul acestuia. De la fuga lui Plahotniuc, la Interpol au fost depuse 2 solicitări din partea organelor de drept din Republica Moldova privind anunțarea acestuia în căutare internațională. Prima cerere a fost trimisă în toamna anului 2019, iar a doua în decembrie a aceluiași an. Totuși, Interpolul a refuzat în iulie 2020 să-l includă pe Vladimir Plahotniuc în lista persoanelor anunțate în căutare internațională și a decis radierea datelor acestuia din bazele de date ale organizației. De atunci, fostul lider PDM este căutat doar pe teritoriul Republicii Moldova. Eu pot să vă confirm, Plahotniuc nu este căutat la nivel internațional. Sunt solicitări transmise în adresa de Comisie de Control a Fișierilor. Deci sunt cereri transmise care sunt în curs de examinare. Deci acest proces este gestionat de către procurori de la anticorupție. Și n-ar fi corect să mă expun eu cu privire la situația actuală sau la aceste cereri. Procurorii anticorupție ne-au confirmat că au trimis repetat o cerere la Interpol în privința lui Plahotniuc în toamna anului trecut, dar sunt încă în așteptarea unui răspuns. Ultimul demers pe care noi l-am înaintat la Interpol a fost 1 octombrie 2021 în privința lui Vladimir Plahotniuc. Deci este o adresare repetată în adresa Secretariatului General Interpol, așa se spune pe scurt. Cerea emiterea unei difuziuni de căutare internațională în privința lui Vladimir Plahotniuc. Dacă se acceptă difuziunea, atunci în baza de date Interpol este vizibil că căutat în toate țările membre și inclusiv cu mențiunea de arest. Acolo, o comisie, se numește Comisia de Examinare a Fișierilor, ce spunem așa, este o comisie autonomă în cadrul Interpolului, urmează să examineze repetat solicitarea noastră. În cererea asta repetată în privința domnului Plahotniuc, dumneavoastră ați anexat și ceva materiale noi sau cam ceea ce în 2020 s-a remis? Fost anexate și materiale noi. Deci noi încercăm să convingem comisia că învinuirile în adresa domnului Plahotniuc nu au o conotație politică. Sperăm noi că își vor reexamina concluziile din anul 2020, tot și o să fie domnul Plahotniuc inclus în difuziunea respectivă, da? O să fie anunțat în căutare. Da, un termen nu există la comisie ce... Noi știm doar că comisia acum este în ședințe, da? Însă noi nu știm dacă comisia a planificat examinarea cererii noastre din 1 octombrie 2021 pentru ședință, pentru sesiunea de acum. Următoarea sesiune, dacă nu mă greșesc, o să fie în toamnă. Noi putem să cunoaștem despre un termen concret când se examinează, atunci când comisia câteodată poate să ne expedieze anumite anchete pentru explicații. Iată, spre exemplu, astfel de caz a fost cu Ilan Șor în februarie-martie 2022. Noi am completat acea anchetă și am expediat-o înapoi în comisie, am convins comisia de fișiere că de fapt nu este un caz politic și comisia a acceptat difuziunea. Similar a fost în cazul domnului Vladimir Andronache. Și iarăși s-a expediat o cerere de explicații de îndeplinire unei anchete, noi am îndeplinit-o, dacă nu mă greșesc, în mai 2022 și am remis-o înapoi comisiei.
deja asta înseamnă că cel mai probabil cazul domnului Andronache va fi examinat în sesiunea care se va încheia în iunie. Dacă procurorii ar obține un nou mandat de arest pe numele lui Plahotniuc în dosarul Metal Feroz, autoritățile ar putea depune o nouă cerere la Interpol pentru căutarea oligarhului în afara țării. Persoana și așa este anunțată în căutare, dar arestul preventiv permite anunțarea în căutare internațională. Și eventual, dacă este identificat într-un careva stat, reținere și extradare. În prezent, procurorii au în gestiune mai multe dosare penale în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Într-un caz, este acuzat de spălare de bani după ce a primit pe contul personal dividende și împrumuturi de la câteva companii offshore, în sumă de peste 200 de milioane de lei. Transferurile au fost efectuate între anii 2016-2019. De asemenea, Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru îmbogățire ilicită. Cauza penală a fost inițiată de Pici Cox în noiembrie 2021, după ce procurorul general interimar Dumitru Robu a anulat ordonanța de refuz în efectuarea urmăririi penale, emisă în vara anului 2021. Anterior, Serviciul de Informații și Securitate a transmis o sesizare procurorilor, în care anunța că Plahotniuc este beneficiarul efectiv al unor bunuri din străinătate estimate la peste 160 de milioane de lei. Este vorba despre vilele lui Plahotniuc din Elveția, Franța și România, 5 autoturisme și un iaht, înregistrate în Elveția, care urmează a fi puse sub sechestru de autoritățile străine la solicitarea procurorilor moldoveni. Vilele au fost descoperite de jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova încă în anul 2018. Centrul Anticorupție anunța că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a indisponibilizat 52 de bunuri ce aparțin lui Plahotniuc, în valoare totală de 486 de milioane de lei. Era vorba de 4 conturi bancare cu aproape 20 de milioane de lei, capitaluri sociale în 5 companii, 32 de imobile locative și nelocative și 11 mașini aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc este vizat și în dosarul numit generic ASP. Procurorii verifică cum au fost emise acte de identitate pe numele mai multor persoane din anturajul lui Plahotniuc, cu încălcarea procedurilor, inclusiv în lipsa solicitanților acestor acte. Amintim că ASP i-a perfectat lui Plahotniuc și o identitate falsă. Actele pe numele Novak Vladislav Vladimir au fost emise la solicitarea SIS-ului în vara anului 2018.